Liderul la zi ale șalonului secundic Sereda Miercurea Ciuc s-a impus Miercuri după amiază pătără în propriu în fața celor de la Oțelul Galați cu scorul de 2 la 1. Chiar dacă trupa lui Dorinel Munteanu a condus pe tabela de marcaj prin reușita lui Răzvan Tănase din minutul 10, ciucanii au reușit să revină în joc și au întors scorul în ultimele 10 minute ale meciului după ce au punctat prin Dolni din penalti în minutul 86 și prin Jebari în minutul al 5 al prelungirilor. După acest nou rezultat ne negativ al treilea consecutiv, antrenorul moldovenilor nu s-a prezentat la flash interviu, iar la conferința de presă și-a trimis secundul pe Dorin Toma. În cele din urmă, Dorinel Munteanu și-a făcut și el apariția la zona mixtă. Playoff-ul, am avut posibilitatea să fim sus, dar au trecut pe lângă noi mai multe șanse, diferența nu este foarte mare, totul se întâmplă rapid în fotbal, sunt convins că voi gestiona bine această perioadă grea, nu a fost doar ultimul minut, ci ultimele trei jocuri, ceva nu funcționează la noi, nu mi-aduc aminte ca echipa mea să aibă trei înfrângeri consecutive, dar așa este în fotbal, a declarat antrenorul Oțelului Galați. Greșelile individuale au fost cele pe care Dorinel Muntanu a dat vina cu insistență. În fotbal totul este posibil. S-a întâmplat greșeală de marcaj, de poziționare, penalti venit din nimic. Sunt lucruri care țin strict de noi. Mâine voi avea o discuție cu jucătorii. Vom avea după un joc la Iași. Sper să ieșim din această perioadă grea, dar am încredere în jucători. A fost tot timpul un obiectiv cupa, dar după acest rezultat trebuie să câștigăm celelalte două meciuri și în acest an am visat foarte mult, a declarat Dorinel Munteanu conform as.ro. Duminica Oțelul va veni în dalul copoului pentru a a juca partida din ultima etapă a turului de sezon regular în compania Politehnicii Iași. Meciul va avea fluierul de start la ora 13 și 30 de minute.